Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată care sunt titlurile zilei. Peste 100 de copii giurgiuveni premiați de Ministrul Mediului. 13 puncte anticaniculă amenajate în oraș. Cod galben de caniculă până sâmbătă. Inspectorii de muncă verifică angajatorii în perioada caniculară. Guvernul face simplificări pentru părinți. Ministrul Mediului Cristiana Pașca Palmer a fost azi la Giurgiu. Vizita sa a fost prilejuită de Ziua Dunării, dar și de festivitatea de premiere a unui concurs de pictură pe tema Dunării. Astfel, peste 100 de copii și-au primit premiile direct de la ministru, copii pentru care au fost pregătite o serie de activități distractive, dar și plimbarea cu vaporul pe Dunăre. De dimineață, pe platoul unui restaurant din apropierea portului Giurgiu, peste 100 de copii de la școli și grădinițe au avut parte de o serie de surprize prilejuite de Ziua Dunării. Astfel, cu sprijinul Ministerului Mediului și al Administrației Naționale Apele Române, cei mici s-au putut bucura de ateliere de face painting, de reciclare, de fotografie și de exerciții demonstrative pentru analiza apei din Dunăre, precum și de observarea la microscop a unor insecte specifice Dunării. Azi le-am prezentat o demonstrație de determinarea clorurilor din apa Dunării, pH cu hârtie indicatoare, că n-am adus pH metru cu noi, și doamna le prezintă fitoplancton și niște gândăcei, cum le numără picioarele, ea știe exact denumirea. La acest microscop se poate vedea o probă cu apă din Dunăre și în această apică copiii pot observa plântuțe care plutesc efectiv în masa apei și pe care cu ochiul liber nu le pot observa. Se cheamă fitoplancton în termen de specialitate. Care au fost reacțiile lor, că mulții nu au văzut până acum? Sunt foarte uimiți, pentru că în Dunăre nu știu câți copii au ocazia să vadă apa așa efectiv de aproape, iar astea nu se pot vedea doar dacă sunt recoltate, fixate într-un anume fel ca imaginea să nu se plimbe la microscop, și sunt foarte uimiți. Nu se așteaptă, mai ales că ele au forme speciale, deosebite, și sunt surprinși de înfățișarea pe care o poate avea o plantă care plutește în masa apei și pe care ei nu o pot vedea decât la microscop. E așa, wow! Ce ți-ai propus să-ți pictezi pe față? Spider-Man. De ce Spider-Man? Pentru că este un luptător. Ce știi despre el? Că salvează viețile oamenilor. Ce-ți pictezi? O lebădă. De ce o lebădă? Pur și simplu, mi-a plăcut. Ce faceți aici? Pictăm și facem bisicuțe. Și ce materiale sunt astea pe care le folos? Nu știu. Reciclat. Reciclat? Și tu acum, asta din ce este? Din sticlă. Și ce culori folosești? Ce culori ți-ai propus? Cu negru și cu gri. Și maro. La ce lucrezi tu aici? La o floare, mi-am transplantat-o, mi-am făcut-o și acum mi-o șterg, mi-o aranjez. Din ce este ghiveciul tău? Într-o sticlă vopsită cu graffiti și marker. Și floarea, știi ce floare este? Cred că o garofiță sau o panseluță. Aproape de prânz, între copii s-a aflat și ministrul mediului Cristiana Pașca Palmer, încântată să vadă atât de mulți copii preocupați de sănătatea mediului înconjurător. Ce important este, ce înseamnă pentru voi să avem un mediu curat, ce înseamnă pentru voi Dunărea, nu e aici aproape, și uite, mi-a plăcut ideea asta cu petrii, o să iau fetiței, uite ce frumos a fost, chiar înconjurez o pisicuță și plăcuțe chiar. Și dacă punem și niște floricele sau un un obiect decorativ din ceva care altfel ne poluează mediul înconjurător, toate sticlele astea de plastic. Să nu-i lăsați pe părinți să arunce plasticul pe jos, da? Voi îl strângeți și îl puneți frumos la coș. Tot ministrul mediului a fost cel care a înmânat premiile copiilor care au participat la un concurs de pictură pe tema Dunării și ale căror lucrări au fost expuse în aer liber pentru a fi admirate de toți participanții. Locul întâi de la
grădinița Dumbrava minunată, grupa Prichindei. Haideți să-l aplaudăm pe Mușa Silviu. Unde este Mușa Silviu? Este aici? Festivitatea de premiere a copiilor a fost urmată de un simpozion prilejuit de Ziua Dunării, principalele teme dezbătute fiind efectele schimbărilor climatice, restabilirea capacităților de regenerare a mediului natural, dar și promovarea economiei verzi. Mai multe puncte de distribuire a apei potabile au fost instalate pe teritoriul municipiului Giurgiu. Ca în fiecare an, din cauza căldurii excesive, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a deschis 13 puncte de prim ajutor în aceleași locații ca anul trecut. În aceste puncte, giurgiuvenii se mai pot adăposti de razele soarelui și răcori cu un pahar de apă. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Giurgiu a luat măsuri de protejare a locuitorilor municipiului Giurgiu pentru perioada caniculară. Numai puțin de 13 puncte de prim ajutor au fost amenajate în oraș. Punctele de prim ajutor vor funcționa în aceleași locații ca și anul trecut, în supermarketuri, societăți comerciale și farmacii. Pe perioada caniculei în municipiul Giurgiu sunt deschise 13 puncte fixe de prim ajutor, unde se distribuie apă potabilă către populație. Mai sunt deschise două puncte volante, corturi, la fel unde se distribuie apă către populație. Majoritatea punctelor de distribuție sunt în farmacii, în marile magazine și în câteva societăți comerciale. La dispoziție se pun apă potabilă și pahare de unică folosință. Un cort de prim ajutor a fost amplasat în piața centrală, unde oamenii toropiți de căldură se pot opri pentru a se răcori cu un pahar de apă. De asemenea, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență pune la dispoziția cetățenilor apă potabilă în următoarele locații din Direcția de Sănătate Publică Giurgiu, Strada Tineretului, Farmacia Hofigal, Strada Tineretului, Supermarketul Bila, Strada 1 decembrie 1918, Farmacia 2N Pharma, Piața Centrală, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Piața Centrală, Farmacia Adona, Șoseaua Sloboziei, pe Miron Nicolescu, Supermarketul Penny, pe Nicolae Bălcescu, bloc V32 Terafarm, Șoseaua București, sediul Policlinică, Șoseaua Alexandriei, Farmacia Autogară, Bulevardul CFR Vamă, ieșirea din țară Terafarm și ND Barcian MUV 1. Cu toate că aceste locații vin în ajutorul cetățenilor, autoritățile sfătuiesc oamenii că este necesar să se protejeze și să evite ieșirile la ore de vârf. Până sâmbătă, cel puțin, Giurgiu continuă să se topească sub arșița temperaturilor extreme. Vestea bună, dacă putem spune așa, este că va ploua, numai că precipitațiile vin cu furtuni și grindină. La Giurgiu, arșița nu se lasă dusă atât de ușor. Potrivit prognozei meteo, codul galben de caniculă a fost prelungit până sâmbătă, întrucât în continuare maximele se vor situa în jurul valorilor de 35-36 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vestea bună este că vin și ploile, numai că precipitațiile vor fi însoțite de furtuni puternice și căderi de grindină, abia însă de la începutul săptămânii viitoare. Săptămâna viitoare, deci luni începând, luni seara, marți, temperaturile încep să scadă și apar condiții de precipitații, deci instabilitatea crește, temperaturile maxime vor fi la acel moment la 27 de grade, mai aproape de normalul perioadei, deci ușor sub normalul perioadei, dar asociate cu precipitații sub formă de aversă, descărcări electrice, tunete, fulgere și aceste fenomene se vor manifesta până la sfârșitul săptămânii viitoare. În ceea ce privește luna iulie, pentru Giurgiu veștile sunt dintre cele mai bune. Scăpăm de caniculă, revenim la temperaturi normale, iar maximele rare ori vor depăși 30 de grade Celsius la umbră. Din modelele puse la dispoziție de Centrul European de Prognoză pe medie durată, avem valori ușor peste 27 de grade, deci sunt valori normale sau ușor sub normalul perioadei. Nu vor mai depăși 30 de grade, cel puțin în primele 10 zile, după care o să comunicăm în continuare și o să ținem la curent publicul larg cu informațiile meteo de interes. Astfel, pentru Giurgiu, deși nu se vor semnala prea multe precipitații în luna lui cuptor, valorile termice vor fi apropiate de media climatologică.
Canicula îi face pe reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu să intensifice controlele în rândul angajatorilor. Verificările vizează măsurile ce trebuie aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția angajaților. În ultimele două zile au fost efectuate 11 controle. Ca urmare a avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie referitoare la temperaturile ce vor fi atinse în zilele următoare, în care disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării, Inspecția Muncii, prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, va controla respectarea măsurilor ce trebuie aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția angajaților. La Giurgiu, controle au demarat de marți, iar până în prezent 11 societăți au primit vizite inspectorilor. Inspecția Muncii prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă a dispus intensificarea controalelor la angajatori, controle ce vor viza în special respectarea prevederilor Ordonanței 99/2000, măsurile ce pot fi aplicate în această perioadă. De asemenea, în acest interval, Inspectoratul de Muncă a desfășurat și desfășoară controale. S-au efectuat până în acest moment 11 controle la 11 agenți economici. Avem echipe pe teren. Nerespectarea legii atrage riscul unor amenzi cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei. În cadrul celor 11 verificări s-a stabilit faptul că angajatorii au respectat normele în vigoare privind canicula. Angajatorii au obligația în perioadele caniculare să aplice anumite măsuri. În caz contrar, riscă amenzi usturătoare. Pentru angajații care lucrează în spații închise, acestea trebuie să fie ventilate corespunzător. Pentru cei care lucrează în aer liber, se vor lua măsuri de ameliorare a condițiilor de muncă prin reducerea intensității efortului fizic, cu alternarea perioadelor de repaus în locuri umbrite. Angajatorii sunt obligați să asigure 2-4 litri de apă minerală pentru fiecare persoană pe schimb. De asemenea, angajatorii care nu pot asigura aceste condiții, de comun acord cu reprezentanții salariaților și cu reprezentanții sindicatelor, vor lua măsuri de reducere a programului de lucru sau eșalonarea acestuia pe perioade ale zilei. Mai mult, se poate recurge chiar la întreruperea colectivă a lucrului, asigurându-se totuși continuitatea în locurile în care aceasta nu poate fi suspendată, cum ar fi, printre altele, unitățile sanitare, unitățile de alimentație publică sau furnizorii de utilități publice. În perioada acestei întreruperi, contractele individuale de muncă ale salariaților se mențin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă potrivit legii. De la 1 iulie, prelungirea concediului și majorarea indemnizațiilor se vor face automat pentru părinții care stau acasă cu copiii, iar ceilalți părinți vor completa de acum încolo un singur formular în loc de 3 pe care îl vor putea trimite inclusiv prin fax sau e-mail. Decizia a fost luată ieri de guvern. Data de 1 iulie va aduce o serie de schimbări majore în privința concediului pentru creșterea copilului, una dintre ele fiind recalcularea indemnizației pentru părinții ce se vor afla în concediu la acea dată. Este vorba despre peste 140.000 de părinți din România care pot sta 2 ani acasă și vor încasa 85% din salariu. Ceea ce este foarte important de stabilit și de comunicat către toți cetățenii din România care sunt afectați de această hotărâre de guvern, este că din 180.000 de potențial beneficiari, de beneficiari ai acestui act normativ, pentru 140.000 recalculările se vor face automat. Prin urmare, 140.000 din 180.000 nu va fi nevoie ca acești oameni să vină la ghișee, nu trebuie să meargă pe drum, nu trebuie să facă noi documente. Și părinții care au optat pentru un an de concediu, dar s-au întors deja la muncă, pot beneficia de perioada prelungită de 2 ani pe bază de cerere. Beneficiarii vor completa de acum încolo un singur formular pentru indemnizația de creștere a copilului, alocație și venitul de reinserție. În acest moment avem un formular care trebuie completat, se poate fi completat în același timp și pentru indemnizație și pentru alocație de copii, iar dacă știm până când vrem să stăm acasă și pentru reinserție, deci în loc să avem 3 formulare completate, completăm unul singur, putem în acest moment pentru depunerea documentelor să mergem atât la sediul teritorial al ANEPIS-ului, Agenției Naționale pentru Inspecție Socială și Plăți, putem în același timp să folosim poșta,
în plic închis pe adresa agenției, putem să transmitem în format electronic la adresele de e-mail care vor fi comunicate. Potrivit autorităților, în curând, pe site-ul www.mmuncii.ro va fi publicat și un ghid pentru completarea formularelor. Primarii condamnați după preluarea mandatului ar putea fi obligați să suporte costurile alegerilor anticipate care ar fi organizate după ce condamnarea lor atrage vacantarea funcției de primar, arată un proiect de lege depus la Senat. Costurile ar urma să fie suportate individual de către cei care au candidat independent sau împreună cu partidul sau alianța politică de care au fost susținuți. Recentele alegeri locale din 5 iunie au evidențiat situații în care mai mulți candidați aflați în cursul unor proceduri judiciare penale, urmăriți penal sau chiar trimiși în judecată, au fost aleși în funcții publice. În acest context, inițiativa legislativă depusă la Senat prevede că atunci când candidatul la funcția publică de primar face obiectul unor proceduri judiciare penale, ori se găsește în stare de incompatibilitate sau conflict de interese constatat de Agenția Națională de Integritate, acesta va indica în declarația pe propria răspundere infracțiunile pentru care este urmărit penal și stadiul urmăririi penale ori judecății și sau obiectul constatărilor anii, precum și angajamentul ca în ipoteza în care finalizarea procedurii judiciare ar genera vacantarea funcției de primar obținută în urma alegerilor, se obligă să suporte toate costurile generate de organizarea alegerilor anticipate. Partidul sau alianța politică ori electorală care au propus candidatul vor avea obligația, sub sancțiunea respingerii înregistrării candidaturii, să prezinte o declarație semnată de liderul partidului sau persoanele împuternicite să reprezinte alianța, prin care să confirme că au cunoștință de situația juridică a candidatului și se obligă să suporte împreună cu candidatul propus toate costurile generate de alegerile anticipate dacă acesta va fi condamnat. Proiectul de lege a fost inițiat de 4 parlamentari independenți care au luat în considerare ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 5 iunie. Anul acesta, mai mult ca în alte situații, au fost mulți candidați care sunt urmăriți penal ori chiar trimiși în judecată, iar unii au fost aleși în funcții de primar. Această inițiativă urmărește tocmai responsabilizarea candidaților care, dacă legea va fi adoptată, ar urma să suporte costurile cu alegerile anticipate ce trebuie organizate după ce funcția de primar ar fi vacantă ca urmare a condamnării. Evident, o astfel de lege urmează să fie aplicată la alegerile viitoare, dacă ea va fi în vigoare la acea dată. Achitarea costurilor generate de organizarea alegerilor anticipate ar urma să fie făcută printr-un ordin emis de prefect în baza calculului întocmit de unitatea administrativ-teritorială în care a activat primarul, ordinul prefectului constituind titlul executoriu. Potrivit inițiativei, propunerile de candidați vor trebui să conțină și declarații pe proprie răspundere cu privire la existența sau inexistența unei urmăriri penale împotriva candidatului sau situații de incompatibilitate ori conflict de interese constatate de ani, semnate și datate de candidați, precum și de copiile actelor de identitate ale candidaților. Speranța de viață a giurgiuvenilor este printre cele mai mici din țară. Locuitorii județului nostru au o durată medie de viață de circa 73 de ani, arată o cercetare a Institutului Național de Statistică. Stilul de viață, de alimentație sau starea de sănătate sunt printre criteriile care influențează speranța de viață a românilor. Județul Giurgiu se află din nou la coada clasamentului, de data aceasta într-un top privind durata medie de viață. Potrivit statisticienilor, giurgiuvenii nu au o speranță de viață prea ridicată, clasându-se pe penultimul loc în țară după locuitorii din Satu Mare. Durata de viață la Giurgiu este de 73 de ani. La polul opus, cei mai longevivi par să fie vâlcenii, cu o speranță de viață de aproape 78 de ani, urmați de bucureșteni și clujeni. Față de 1970, când durata medie a vieții în România era de 67 de ani, în prezent, media acestui indicator este de 75 de ani. Chiar dacă la naștere speranța de a trăi reflectă gradul de dezvoltare, evoluția acestui indicator este condiționată mai degrabă de stilul de viață, de starea de sănătate, de alimentație și de nivelul educației sanitare, decât de condițiile economico-sociale. În plan european, România se situează pe ultimele locuri prin prisma acestui indicator. Cea mai mare speranță de viață în rândul femeilor o are Spania, 86 de ani, iar cea mai mică este în Republica Moldova, aproape 75 de ani. La bărbați, cea mai mare speranță de viață s-a înregistrat în Elveția, 80 de ani, iar cea mai mică în Ucraina, 66 de ani. Media Uniunii Europene indică o speranță de viață de 83 de ani la femei și de 77 de ani la bărbați.
Component al echipei naționale de fotbal a Franței, Jean Tigana a câștigat alături de coechipieri titlul de campion european în 1984 și medalia de bronz la campionatul mondial din Mexic în 1986. Născut în Mali pe 23 iunie 1955, fotbalistul, devenit o legendă a sportului din hexagon, a mai adunat în carieră și alte performanțe în cadrul cluburilor la care a activat, dar și în postură de antrenor. Jean Amadou Tigana s-a născut pe 23 iunie 1955 în Mali și până să devină antrenor a jucat fotbal ca mijlocaș în Franța. Cariera de fotbalist profesionist a lui Tigana debutează la Toulon în 1975, însă fotbalistul avea să mai treacă și pe la cluburile Olympique Lyon, Girondin Bordeaux sau Marseille, obținând importante rezultate în competiții. De pildă, cu Bordeaux este campion al Franței în 1984, 1985 și 1987, iar cu Marseille în 1990 și 1991, dar și câștigător al Cupei Țării în 1986 și 1987. În echipa națională a fotbaliștilor din hexagon, Tigana este prezent de 52 de ori și printre marile performanțe alături de coechipieri se numără și câștigarea în 1984 a campionatului european organizat în Franța. Pentru francezi, urcarea pe poziția a treia a podiumului la campionatul mondial din Spania 1982 reprezintă o altă performanță cu un esențial aport al lui Tigana. Cariera de antrenor a sportivului cu tatăl din Mali și mama franțuzoaică numără de asemenea performanțe notabile. Vicecampion al Franței cu Olympique Lyon în 1995, campion național și câștigător al trofeului campionilor în 1997 cu AS Monaco, ori câștigător al Cupei Turciei în 2006 și 2007 și al Supercupei în 2006 cu Beşiktaş. Jurnalul continuă cu rubricile Sport și Meteo. Aflată în cantonamentul din Slovenia, Astra Giurgiu a susținut aseară a doua partidă de pregătire, după ce la începutul săptămânii a învins cu 1-0 echipa Cicura Sahere din Georgia, formație care va juca în preliminariile Europa League. Aseară scorul final înregistrat împotriva formației Sturm Graz a fost 1-1, după ce Astra s-a văzut condusă pe tabelă la primul atac al gazdelor. Meciul s-a jucat în Austria la baza de pregătire a prim-divizionarii din Graz, acolo unde Dobras l-a învins pe Gavrilaș cu un șut plasat din careul mare. Astra a știut să-și impună jocul și, având o posesie mai bună și ocazii mai clare, a egalat prin Boldin în minutul 20. Aș nadlasen, vielleicht sehen wir es in der Wiederholung, ob ihm die Sicht verstellt war. Oder war der Ball vielleicht sogar noch von Spendelhofer abgefälscht? Oficialii clubului Astra au dat mai multe detalii despre această partidă, consemnând că William, Nicolae, Balaure și Ioniță au mai semnat câteva ocazii bune, scorul final rămânând însă 1-1. Revista Ligii Profesioniste de Fotbal a desemnat echipa ideală a sezonului 2015-2016, cu trei giurgiuveni în prim plan, dintre care se detașează Marius Udică, desemnat cel mai bun antrenor al sezonului. Din echipa ideală mai fac parte fundașul Valeri Căgăman, cu 28 de partide de titular în acest sezon. Capitanul de 27 de ani al giurgiuvenilor și-a condus echipa în anul 2016 spre un succes istoric în Liga 1 Orange. Pe lângă prestațiile excelente din defensivă, acesta și marca de 6 ori, majoritatea reușitelor venind
revenind în momente dificile. Nitoc mai face parte Denisa Libec cu 26 de jocuri în sezonul trecut. Denisa a marcat 16 goluri, a oferit 7 pase decisive și a scos 4 penaltiuri, toate acestea contribuind din plin la titlul câștigat de Astra. Denisa Libec a prins de cele mai multe ori echipa etapei, respectiv de 10 ori, ceea ce confirmă faptul că a fost jucătorul campionatului. Dacă portarul Silviu Lung Junior a pierdut nominalizarea la echipa sezonului în favoarea stilistului Florin Niță, Astra rămâne în top cu Marius Mudică, antrenorul sezonului, cel care a reușit să formeze un grup cu care a trecut peste momentele dificile, câștigând primul titlu din cariera de antrenor. Sub îndrumarea sa, Astra a condus clasamentul încă din primele etape ale sezonului regulat. Așadar, Valerica Gămand, Denisa Libec și Marius Mudică în echipa sezonului 2015-2016, dar sezonul care urmează va începe fără fostul capitan al giurjuvenilor și cu Marius Mudică suspendat de pe banca de antrenor. Vremea va continua să fie călduroasă, caniculară în sudul și vestul țării, iar disconfortul termic se va menține accentuat, mai ales în zonele de câmpie. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 14 și 23 de grade. La Giurgiu vom avea încă o zi caniculară și în cea mai mare parte însorită, dar în partea a doua zilei este posibilă apariția unor nori de furtună. Maximele termice vor ajunge la 36 de grade la Mihăileș, Ghimpaș și Comana, și la 37 de grade Celsius la Giurgiu, izvoarele și hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 30 de km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 35%. Apele Dunării sunt în creștere cu 35-45 de centimetri, cota probabilă fiind 376 centimetri. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se opresc aici. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!